Salutare la toată lumea, bine ați venit. Vreau să vă prezint o lanternă drăguță așa de cap, care are destul de multe lucruri pentru o lanternă la 17-18 lei a costat. Și vă arăt, nu avem nevoie de manual, e o lanternă care funcționează cu acumulator, se încarcă USB. Asta este lanterna. Și avem și o bandă pentru cap. Da, asta. Lanterna importantă. Are și un clip din acesta pentru șapcă. Bă, nu știu dacă mai are baterie, n-am încărcat-o încă de când am primit-o. Doar am testat să văd că merge, să nu încep să fac un video și să nu meargă lanterna. E luată de pe Temu. Are și un magnet, în caz că vrei să o agăți de ceva, de exemplu de capota la mașină, când lucrezi la motor, dacă faci o pană, ceva de genul. Are și un senzor, o să vă și arăt cum funcționează. Asta tip wireless, da, ca așa arată de obicei Wi-Fi-ul, e pentru senzor, să-l activăm. Bun. Asta e modul normal. Asta cred că e un fel de mod de citit. Da? Nu e, după cum vedeți aici, cădea și îndrept în jos, nu e la fel de puternic. Aici sunt ambele. Asta e ceva probabil pentru tot așa un fel de citit sau să fie mai incognito, să nu fie ceva atât de luminos și de puternic. Mai are semnalizarea. Cred că atât. Bun. Și să zicem că activăm senzorul. Vedeți? Se face un fel de lumină așa albastră, un fel de UV. Nu cred că e ultraviolet, dar interesant. Da? Și bine, se activează destul de ușor senzorul. Funcționează pe toate modurile. Da? Ceea ce pentru ceva la 17-18 lei chiar zic că se merită. Nu știu cât ține bateria, dar eu zic că e ceva ce se merită să aveți în rucsacul vostru de bug out sau de supraviețuire. Eu mereu fac diferența pentru că pentru mine un bug out e ceva ce folosești pentru un termen scurt, da? Să zicem pentru 72 de ore, cum zic de obicei americanii. Un rucsac de supraviețuire e ceva ce pleci pe termen nelimitat. Fiind pe USB, dacă ai un mini panou din acela solar de încărcat, ești foarte ok. Spuneți-mi părerea voastră. E, cum am zis, de pe Temu. Eu cred că se merită, având atâtea lucruri, o lanternă. Vă mulțumesc și doresc la toată lumea multă sănătate și o zi cât mai frumoasă. La revedere!